Dragostele mele și bine v-am găsit la un nou clip pe canalul meu. Așa cum v-am promis, în clipul de astăzi o să vă vorbesc despre produsele care nu mi-au plăcut în 2015 și am aici în fața mea, într-o cutie, am și produse de corp, nu neapărat produse de beauty. Despre unele v-am vorbit, așa că nu o să stau prea mult să zăbovesc cu intro-ul. Totuși vreau să vă spun că, deși mie nu mi-au plăcut produsele astea, s-ar putea să fie persoane dintre voi care le adoră, cărora le plac produsele astea. Adică asta este strict opinia mea personală despre produsele astea. Le-am încercat pe unele, le-am încercat chiar foarte mult. Așa că dacă vă plac produsele astea, go ahead, din partea mea nu e nicio problemă, dar e strict punctul meu de vedere personal. Eu să le iau în ordine aleatorie, cum reușesc să le prind aici din cutie. În primul rând, printre produsele pe care nu le-am iubit chiar deloc în 2015 a fost această perie pentru corp de la Oriflame. Vroiam să o folosesc pentru dry brushing. Dacă vreți un clip mai detaliat despre dry brushing în care să vă spun exact care-i treaba, o să vă povestesc, o să-l fac, dar asta nu mi-a plăcut absolut deloc, peria asta, pentru că mă așteptam să fie moale, să fie mai finuță, dar este extrem de aspră. Cred că nici un cal n-ar suporta să-l perii cu așa ceva, atât este de aspră. Plus că nu înțeleg care-i rostul ăstora de aici, ci că pentru masaj, sinceră să fiu, nu prea văd cum ajută. Și mai e încă o chestie, că-i cad perii. Da, avem mari așteptări de la peria asta, pentru că, na, era de la Oriflame, era mai ușor de luat. În magazine există perii din astea, numai că unele au mânăieri și nu sunt detașabile și mi-a plăcut că avea asta și puteam să o țin în palmă foarte ușor și zic, poate e bună, și n-a fost, din păcate n-a fost. Mai am, tot de la Oriflame, această mască care se numește True Perfection, este întreagă gamă la Oriflame. Îmi place foarte mult serul pentru că dă mai multă hidratare tenului, dar masca asta, nu că nu-mi place, dar efectiv n-am văzut nimic, niciun rezultat după ce o aplicam și am terminat-o, adică nu mai e nimic în tub, e absolut goală, dar efectiv nu vedeam niciun rezultat de pe urma ei. Nu înțelegeam care e chestia. Și că trebuia să estompeze petele și tot felul de probleme pe care le ai după acne. Sinceră să fiu, n-am văzut absolut nimic. Nici măcar să se simtă tenul mai hidratat sau mai curățat după ce o foloseam. Așa că, da, de-aia a intrat în categoria asta. Mai am de la Bio aceste aparate de ras. Miss Soleil, cred că se numesc, da, Miss Soleil. Nu mi-a plăcut, de ce? Eu nu sunt foarte pretențioasă în ceea ce privește lamele de ras, dar nu știu ce naiba s-au întâmplat, de ce, că astea îmi făceau bubițele acelea, îmi scoteau bubițele acelea după epilat și foloseam cremă și foloseam orice și tot îmi scoteau bubițele acelea și mă iritam foarte tare de la ele, deci n-am înțeles care e treaba cu ele. Am folosit aparate de ras mai ieftine decât asta și n-am avut nicio problemă. Astea efectiv nu am putut să le suport. Au fost, cred că, 4. Da, 4 în setul ăsta și efectiv am încercat să le iubesc, dar nu, n-au vrut. M-am orientat către cele de la Venus, de la Gillette. Le-am pus în produse terminate și în produse favorite. Alea îmi plac la nebunie pentru că nici măcar nu reușesc să mă tai. Eu, care sunt îngrozitor de neîndemânatică, nu mă tai cu ele și sunt foarte bune. Astea, deși sunt mai ieftine, na, din punctul meu de vedere, Mai am două măști de la Oriflame din gama Love Nature. Una cu ceai verde, ba nu, cu aloe. Asta cu aloe care este hidratantă și asta cu extract din sâmbure de strugure, care ar fi energizantă pentru tenul stresat. Asta este peel-off, asta se spală. În primul rând că asta nu se usucă suficient de mult ca să o poți lua de pe ten, deci am ținut-o aproape o oră și nu s-a usucat chiar deloc. Iar asta, problema cu ele care a fost? Că îmi irită tenul foarte tare, deci cum le puneam pe ten, începea să mă usture tenul, chiar și în zonele unde n-am probleme. Am, într-adevăr, tenul meu a devenit puțin mai sensibil în ultima vreme, însă nu atât de sensibil încât să nu suport o mască. Iar începuse, ca să nu mai spun că în jurul buzei, aici pe lângă nas, pe aici, pe zona asta, simțeam efectiv că mi-am turnat acid. Deci nu pot să înțeleg care-i treaba cu astea, dar mie nu mi-au plăcut, nu știu, nu vi le recomand, sinceră să fiu. Am avut din gama asta de la Love Nature, am avut gelul de curățare și tonerul,
cu aloe vera și aia mi-au plăcut. N-au s-a pus problema, au fost hidratante și au fost ok, dar nu-mi place chiar deloc masca. Deci mi s-a părut că, nu știu, îmi pun acid și nu vreau așa ceva. Mulțumesc, mai bine nu-mi pun nicio mască. Dacă tot vorbeam de îngrijire, am această cremă pentru ochi de la Balea Aqua... nu știu ce. Așa, este de la DM, evident, dacă este de la Balea. Este cam până aici cremă în tub pentru... ba nu, până aici. Cam jumătate, pentru că am folosit crema asta destul de mult timp, însă nu mi-a făcut nimic. N-am văzut niciun efect, nici măcar nu era zona asta de sub ochi mai hidratată, ca să zici că da, într-adevăr, face ceva. Nu s-a întâmplat nimic. Am avut anul trecut în produsele care nu mi-au plăcut, vă las link-ul în bară cu descrieri, am avut... tot o cremă din asta de ochi de la Balea, cea cu Q10, aia mi-a plăcut că îmi hidrata pielea asta de sub ochi, însă pe aici îmi scotea coșuri și da. Iar asta efectiv nu făcea nimic. N-am văzut nimic, nici măcar hidratare din partea ei, așa că no thanks. Așa, mai am gelul ăsta de la Rimmel London, Scandalized 24 Hour Gel. Așa, nu mi-a plăcut pentru că este foarte grunjos. L-am folosit în tutorialul meu de Halloween cu machiajul ăla de schelet și acolo de-abia îl întindeam. Este grunjos. Acum, este grunjos, mi se pare destul de uscat, se întinde foarte greu și după ce l-aplici pe ploapă, cam la vreo 3 ore, începe să se ia bucățică cu bucățică, să se rupă de acolo de pe ploapă și nu-mi place pentru că toată chestia aia cade pe fața mea, plus că mi-a căzut pensula, dar nici aia nu mi-am place pentru că eu n-am reușit să aplic cu pensula aia ușor ăsta. Am văzut că sunt fete cărora le place și care îl folosesc în mod constant. Da, ok, s-ar putea să fi găsit eu unul prost, un produs prost care n-a fost ținut corespunzător. Am văzut că de foarte multe ori nu ține în cont și de faptul că nu numai perioada de valabilitate la un produs cosmetic contează. Contează și felul în care a fost depozitat, în ce condiții a fost ținut, unde a fost ținut, dacă a fost ținut într-o cameră cu expusă la soare sau la o umiditate mare sau dacă a fost mai mult timp ținut în cutie decât ar fi trebuit și așa mai departe. Sunt tot felul de factori din ăștia de care nu toată lumea ține cont. Nu știu, poate ăsta n-a fost ținut corespunzător cum trebuia și de-aia nu mi-a plăcut. Și tot legat de ochi, mai am de la Oriflame, de la Giordani Gold, acest marker pentru ochi, pentru ietuși, practic. Mi-a plăcut ideea cu vârful ăsta, așa tăiat, e foarte ok și e foarte frumoasă, însă mi-ar fi plăcut să fie puțin mai subțire decât este și pentru că are forma asta, mi se pare că mi-a curs foarte mult la început. Curgea prea mult produs la început și trebuia să lucrez mult prea repede. Eu nu sunt chiar atât de îndemânatică încât să lucrez repede când îmi fac o codiță la ochi și atunci mi se părea că îmi curge foarte mult produs. Pe lângă asta, mi se părea că se usucă și foarte greu pe ploapă și... da, l-am lăsat să se mai usuce și după n-am mai scris cum trebuie, deci no thank you. Mai am un produs de sprâncene de la Elf, este acesta în variantă duo. Acum, în primul rând că n-am înțeles care e treaba cu tratamentul ăsta, că îl folosești înainte, după, îl folosești, eu îl folosesc ca gel de fixare mai mult, să știți. Tratamentul ăsta. Nu-mi place pensula de la tratament pentru că este foarte incomodă pensula de genul ăsta. Mai repede punea o pensula obișnuită de rimel. Iar gelul care este pentru pentru sprânceană, pentru a colora sprânceană, are niște fibre în el și este foarte ok. Ar fi destul de ok pentru sprâncene, gelul în sine. Produsul în sine n-ar fi rău, însă periuța asta este groaznică, este foarte tare și mult prea mare pentru sprâncenele mele. Eu am sprâncenele destul de subțiri, după cum vedeți, și nu am nicio dorință de a mi le face extrem de late. Și de fiecare dată când încercam, în special pe partea asta de aici, de la
de unde e arcuită sprânceana în jos, când încercam să aplic gelul ăsta, tot timpul îmi murdăream în fața și mă enervează chestia asta, adică nu stau tot timpul să mă curăț de gel. Am încercat să tai periuța undeva la jumătate, să o tai cu o foarfecă, însă are o e făcută dintr-o sârmă atât de tare încât nu știu, ar trebui să iau o foarfecă de grădină ca să o tai, probabil. Și mai am o chestie, culoarea mi se pare, asta este cea mai deschisă culoare dintre toate, care teoretic ar fi pentru blonde. Păi dacă asta e cea mai deschisă culoare, eu una, când machez blondele, nu le pun culoarea asta, le pun o nuanță mai deschisă de atât, pentru că în tub pare foarte deschisă, dar când o aplici este un maro destul de închis. Pentru, este cam cum am eu la sprâncene acum, ceea ce mi se pare prea închis pentru o blondă. O blondă care e chiar blondă, are un părul deschis la culoare. Și, nu știu, nu mi se pare că ar fi o nuanță de bună pentru o persoană cu părul deschis, cu tenul deschis la culoare. Din cauza asta eu îi zic pas. Și tot de la sprâncene am asta de la Essence. Produsul în sine iarăși este bun. Însă, conceptul pe mine m-a nebunit. Am folosit cam 2 luni pudra asta. Vine așa. În primul rând, că vine chestia asta, trebuie să o desfac, să scoți de aici pudra. Are 2 pudre, una mai deschisă și una mai închisă. Eu nu o foloseam decât pe cea mai deschisă, pentru că asta mi se pare iarăși prea închisă pentru mine. Este în nuanța light, dacă nu mă înșel. Și asta deschisă, cred că o să o scot de aici și o să o păstrez, pentru că îmi place, dar în primul rând că periuța asta nu este bună, v-am zis, trebuie să o scoți de aici ca să-ți poți așa. Avea și niște șabloane din alea aici în spate care erau enorme, deci pentru sprânceana mea era de 3 ori cât o sprânceană. Am încercat odată să-l folosesc și mi-a făcut o sprânceană până aici cu șablonul ăla, deci jur, îngrozitor. Și asta mă nebunește la chestia asta de a sta de fiecare dată să-l deschid, să-l bag la loc, să pun, să le adun, nu știu, nu-mi place, nu e ergonomică. Mai am aici un gloss de la L'Oreal din gama infailibilă. V-am vorbit deja despre ăsta, nu-mi plac, ăsta nu mi-a plăcut pentru că culoarea pe care am văzut-o eu în poză n-are nicio treabă cu culoarea asta, este mult prea închisă, eu nu port culori de genul ăsta pe buzele mele, nuanța asta nu se vede bine, plus că are foarte mulți clipici din ăla grunjos în el și se simte foarte aiurea pe buze. O să vă las review în bara cu descriere dacă vreți să aflați mai multe. Mai am 3 pe care le-am păstrat și o să le pun deasupra rujurilor. Ok, dar în rest asta chiar nu-mi place. Mai am 4 lacuri de unghii care nu mi-au plăcut deloc. Am 3 de la Essence care vroiam să-mi placă atât de mult, pentru că văd peste tot felul de manicuri făcute cu lacuri din asta de la Essence și sunt ieftine și le găsești ușor și nu mi-au plăcut pentru că nu rezistă pe unghie chiar deloc. Am făcut Nail Polish Collection, vi las și pe lambara cu descriere dacă vreți să-l vedeți, e super lung și am zis că păstrez clipiciul ăsta, m-am răzgândit, nu mai păstrez pentru că este foarte gros. L-am aplicat peste o ojă albastră în decembrie și am stat câteva ore să se usuce, la modul în care încercam să nu fac nimic pentru că îmi simțeam unghiile umede și după vreo 2 ore încă nu se uscase și tot mi-am distrus unghiile. Așa că nu mulțumesc, pentru mine nu sunt ok. Și mai am ăsta, lacul ăsta pentru întărirea unghiilor de la Kelly S sau nu știu, v-am zis tot în clipul cu Nail Polish Collection că nu mi-a plăcut. Nu vă mai vorbesc despre el pentru că am turit acolo o grămadă. Astea au fost produsele care nu mi-au plăcut în 2015. Sper să vă placă clipul ăsta. Dacă vreți să mai strâng produse de genul ăsta, dați un like sau lăsați-mi un comentariu și o să încerc pe parcursul anului să mai strâng produse de genul, să mai fac astfel de clipuri. Cam atât pentru astăzi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!